Ziua bună, dragii mei pofticioși! Sunt Laura Laurențiu și vă invit astăzi să facem împreună rețeta prăjiturii Budapesta. E o prăjitură care, pe vremea când eram copil, nu lipsea de la nicio sărbătoare la noi în Banat. Mai târziu am întâlnit aceeași prăjitură și sub denumirea de prăjitură televizor, probabil din cauza aspectului cu foaia de pandișpan mai deschisă la culoare între cele două foi de aluat fraged cu cacao. Până la urmă, am înțeles că între cele două există o diferență. Prăjitura Budapesta, cea pe care eu mi-o amintesc din copilărie, avea un gust proaspăt de lămâie pe care nu am întâlnit-o și în varianta denumită televizor. În fine, e o prăjitură simplă pe care o făcea și bunica, o făceau și toate vecinele, dar de gustul ei nu am săturat încă nici astăzi după cam mulți ani. Veți vedea, eu am făcut o Budapesta uriașă, cât tava cuptorului de 42 pe 32 cm, pentru că avem o sărbătoare în familie și vom avea mulți degustători. Evident, voi puteți adaptați rețeta nevoilor voastre. Pentru lista ingredientelor și modul de preparare, rămâneți alături. Deci, cuptorul este deja aprins și fixat la 180 de grade Celsius. Am pregătit tava cuptorului, așternând-o cu hârtie de copt, iar acestea sunt ingredientele pentru blatul prăjiturii Budapesta. 6 ouă mari, cântărite întregi, trebuie să aibă 60 de grame bucata. Dacă sunt mai mici, folosiți 7 sau chiar 8 ouă. 150 de grame de zahăr, 200 de grame de făină, 100 de grame de unt cu 82% grăsime, topit și răcit, un plic de zahăr vanilat, un praf de sare și coaja rasă de la o lămâie mare, bio, doar partea galbenă de la suprafață care este intens aromată. Mai întâi vom separa gălbenușurile de albușuri. Colectăm albușurile în vasul mixerului, iar gălbenușurile separat. Adăugăm sarea și batem albușurile spumă, apoi adăugăm treptat zahărul și zahărul vanilat și batem în continuare până se dizolvă complet. Acum adăugăm gălbenușurile toate deodată și mixăm scurt, câteva secunde, doar cât să se încorporeze. Repetăm și cu untul topit, îl adăugăm în castron și mixăm foarte puțin, doar câteva secunde. Acum, într-un castronel, vom omogeniza făina cu coaja rasă de lămâie. Adăugăm acum toată făina deodată, presărând-o la suprafața compoziției cu ouă și unt. Omogenizăm ușor cu spatula, așa cum v-am arătat practic la fiecare rețetă de pandișpan pe care l-am pregătit până acum. Ridicăm compoziția de pe fundul castronului și o împăturim ușor deasupra celei de la suprafață și continuăm așa până când se omogenizează complet. Practic, procedând așa, vom obține un pandișpan pufos chiar dacă nu am adăugat nicio picătură de praf de copt, de care chiar nu este nevoie. Aerul acumulat în albușuri este suficient pentru ca blatul nostru să crească și să fie pufos. În plus, nici nu avem nevoie să fie prea înalt, trebuie să aibă 3-4 cm. Imediat după omogenizare, turnăm toată compoziția spumoasă pe care am obținut-o în tava de 42 pe 32 cm a cuptorului. O nivelăm cu grijă folosind o spatulă lungă. Pentru aspectul final al prăjiturii, e important să obținem un blat de o grosime cât mai uniformă posibil. Coacem blatul la o înălțime medie în cuptorul preîncins la 180 de grade, timp de 17-20 de minute, până când trece cu succes testul scobitorii și devine frumos colorat în auriu. Adică așa, auriu, parfumat plăcut și bine, bine copt, uite cum revine înapoi când este apăsat cu degetul. Cu tot cu hârtia de copt, îl vom pune pe un grătar pentru prăjituri să se răcească. Nu stingem cuptorul, pentru că în curând vom avea nevoie de el încins și noi trecem la pasul următor. Pentru cele două foi de aluat fraged ale prăjiturii noastre, folosim 700 de grame de făină, 50 de grame de cacao, 300 de grame de zahăr pudră, un plic de zahăr vanilat, un plic de amoniu pentru prăjituri, bicarbonatul de amoniu sau așa numitul săligar, agentul de creștere folosit în multe rețete tradiționale pe bază de aluat fraged, 2 ouă întregi, 200 de grame de unt cu 82% grăsime, trebuie să fie moale, și mai folosim și un praf de sare și niște apă rece, cam 100-120 de ml. Hai să ne apucăm! Adăugăm untul în vasul mixerului și tot zahărul pudră. Și tot acum punem și zahărul vanilat.
amestecăm cu mixul la început la viteză mică, doar pentru a încorpora zahărul pudră în unt, să nu împroșcăm toată masa, apoi la viteză mai mare până când obținem o compoziție cremoasă. Când obținem o compoziție cremoasă, adăugăm oul și gălbenușul bătute puțin cu sarea. De câte ori este nevoie, oprim mixerul și răzuim cu o spatulă flexibilă compoziția care aderă pe pereții vasului, apoi mixăm în continuare. Acum vom amesteca bine într-un castron toate ingredientele uscate, și anume făina, cacaua și bicarbonatul de amoniu. Acesta are o reputație destul de proastă pentru că, într-adevăr, în timpul coacerii degajă un miros puternic de amoniac. Însă, ceea ce este important să știți este că acest compus, bicarbonatul de amoniu, este mai volatil decât oricare alt agent de creștere folosit în mod curent în patiserie. Practic, dacă prăjitura este bine coaptă și apoi bine răcită, bicarbonatul de amoniu se va evapora complet și nu va lăsa în urmă niciun fel de reziduri. În niciun caz nu va mirosi amoniac și nu este nevoie să fie stins și nici amestecat cu nimic altceva decât restul ingredientelor uscate. Adăugăm acum în vasul mixerului peste untul fumat cu zahăr toate ingredientele uscate. A mai rămas ceva? Și vom amesteca la viteză foarte mică până când se încorporează și apoi vom frământa, dar nu foarte mult, doar până când vedem că aluatul începe să se lege. După ce ingredientele uscate s-au omogenizat cu cele din castron, începem să adăugăm treptat câte o lingură de apă rece. Nu vom adăuga mai multă apă decât atât cât e nevoie ca să înceapă să adere toate particulele din castron unele de celelalte, formând aluatul. Mie mi-au intrat cam 100 de ml de apă, dar depinde într-o bună măsură de mărimea ouălor folosite. Cam așa arată aluatul în final. Evităm să frământăm mult, pentru că foile, știți voi deja, vor pierde din frăgezime. Mai frământăm puțin și cu mâinile, doar cât să se omogenizeze bine aluatul. Apoi dăm o formă rectangulară, care ne va ajuta să-l împărțim în două bucăți egale. Oricum, ca să fim siguri că avem foi perfect egale, ideal este să cântărim bucățile. Așadar, tăiem bucata de aluat fraged în două și pe rând, între două coli de hârtie de copt, vom întinde câte o bucată de aluat până obținem două foi de grosime uniformă cât tava de mari, adică de 42 pe 32 cm. Și așa arată prima foaie, pe care o transfer cu ajutorul colii de hârtie de copt de la bază, și o perforez pe toată suprafața cu o furculiță, așezată fiind deja în tavă, apoi voi continua cu următoarea bucată de aluat. Când am pregătit ambele tăvi, activăm funcția de coacere cu ventilație și coacem foile deodată, inversându-le poziția după 10 minute. Continuăm coacerea încă 7-8 minute, până ce foile sunt coapte perfect, adică marginile au o ușoară tentă brună. Le lăsăm să se răcească bine și noi trecem la prepararea cremei. Pentru cremă vom avea nevoie de 1 litru de lapte, din care 900 de ml punem de la început într-o cratiță pe foc mediu, 100 de ml păstrăm separat. Vom avea nevoie de 5 gălbenușuri proaspete, un praf bun de sare, 200 de grame de zahăr, 150 de grame de făină, vom avea nevoie de 3 plicuri de zahăr vanilat sau 2 păstări de vanilie naturală și de 300 de grame de unt moale cu 82% grăsime și zeama de la o lămâie sau două, după cât de acrișoară vă place crema. Într-un castron, mixăm gălbenușurile cu zahărul, sarea și zahărul vanilat. Adăugăm făina și laptele rece și omogenizăm totul cu mixerul. Între timp, laptele trebuie să se fi înfierbântat bine, așa că îl turnăm peste compoziția cu gălbenuși din castron și omogenizăm bine. Turnăm înapoi în cratiță totul și fierbem crema la foc mic, amestecând continuu până când crema fiartă se îngroașă bine. Practic, este o cremă de vanilie clasică. Pentru modul de preparare mai detaliat al acesteia, accesați linkul din stânga ecranului. Când crema s-a îngroșat bine, o acoperim cu o folie aplicată direct pe suprafața acesteia și o lăsăm să se răcească bine de tot. După ce crema fiartă s-a răcit,
Adăugăm untul moalet, cele 300 de grame în castronul mixerului și mixăm la viteză mare până când se deschide la culoare și devine spumos, adică vreo 2-3 minute. Rând pe rând, adăugăm câte o lingură bună din crema de vanilie fiartă și răcită, în timp ce mixăm continuu. În final, trebuie să obținem o cremă spumoasă și delicioasă în care adăugăm zeamă de lămâie în cantitatea pe care o dorim, să fie potrivit de acrișoară după gustul nostru. Mixăm din nou și crema e gata! Ei, și iată că am ajuns în sfârșit la asamblarea prăjiturii noastre. Peste una dintre foile cu cacao, așezată în tavă, adăugăm jumătate din cremă și o întindem bine cu spatula. Deasupra stratului de cremă, așezăm cu grijă, aliniindu-l perfect, pantișpanul nostru cu unt. Abia acum îndepărtăm hârtia de copt, care ne-a fost chiar de ajutor să-l manipulăm. Presăm ușor pe toată suprafața și adăugăm restul de cremă, pe care o întindem din nou cât mai uniform. Urmează ultima foaie, prezăm din nou ușor cu palmele și noapte bună! Înfoliem bine prăjitura, eventual așezăm deasupra ei o greutate moderată care să preseze uniform pe suprafața ei și o lăsăm peste noapte să se frăgezească bine. Ideal ar fi să o lăsăm chiar 24 de ore, însă va fi bine și atât. Ei bine, prăjitura noastră Budapesta a stat peste noapte la frigider. Ar fi putut să stea chiar mai mult. După cum v-am spus deja, timpul de așteptare se poate prelungi până la 24 de ore și prăjitura va fi cu atât mai fragedă. I-am îndreptat marginile și mai trebuie să o porționez. Și acum că am porționat-o, eu am făcut bucăți cam de 6 cm jumătate pe 3 cm jumătate. O să o putrez cu zahăr și ăsta e finisajul clasic al prăjiturii noastre. Și dacă povestea de azi v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Laura Laurențiu, unde vă aștept mereu cu noi idei delicioase. Stați pe aproape!